Bună, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video. În acest video vă voi vorbi despre ierarhia divină a heruvimilor și care sunt heruvimii în funcție de data de naștere care vă ajută, da, și care vă influențează viața, da, și cum vă pot aceștia influența viața. De regulă, heruvimii, serafimii, arhanghelii, îngerii și așa mai departe nu vin în ajutorul nostru decât atunci când noi le cerem ajutorul. Heruvimii, sau cum li se mai spune, înțelepciunea divină. Pentru cei născuți între 1 și 5 mai, heruvimul, da, este Haziel. Acest heruvim vă ajută la obținerea favorurilor din partea altor persoane. De regulă, persoanele născute între 1, da, și 5 mai sunt persoane de cuvânt, persoane care pot lăsa trecutul în urmă, persoane iertătoare, iubitoare. Trecem la următorul heruvim pentru cei născuți între 6 și 10 mai. Aladiah, voi repeta aceste nume care sunt puțin mai complicate. Aladiah, care ajută persoanele, în primul rând, pentru a ierta alte persoane, pentru a face pace cu trecutul, te ajută să înțelegi și să vezi acolo unde ai greșit, acolo unde au greșit alte persoane. Te ajută să te vindeci mai repede, da? Te ajută să te recuperezi după o boală foarte gravă. De regulă, persoanele care sunt născute între 6 și 10 mai sunt persoane sănătoase, persoane mulțumite în sine de viața pe care o duc, persoane apreciate de persoanele din jurul lor, persoane comunicative, persoane care nu pot sta singure, persoane care sunt... Eu știu, persoane, să spun așa, persoane care își aleg prietenii după anumite criterii. Haideți să vedem mai departe, pentru cei născuți între 11 și 15 mai, Lauviah, acesta vă protejează relația, vă ajută atunci când sunteți nervoși, atunci când aveți o ceartă, atunci când, eu știu, sunteți geloși. De regulă, în conflicte familiale, vă poate ajuta acest heruvim. De regulă, persoanele născute între 11, da, și 15 mai sunt persoane cu funcții înalte, da, persoane care doresc să se afirme, persoane destul de inteligente, persoane care ajung acolo unde își doresc prin forțele proprii, bineînțeles ajutate și de Lauviah. Trecem mai departe, persoanele născute între 16 și 20 mai, Hahayah, acesta ajută acele persoane care sunt, eu știu, foarte intuitive, te ajută să îți dezvolți intuiția, te ajută în clar viziune, te ajută să descifrezi visele, te ajută să descoperi anumite secrete, te ajută, în primul rând, să depistezi acele persoane care nu sunt, eu știu, bine intenționate.
De regulă, persoanele născute între 16 și 20 mai sunt persoane spirituale, persoane mai retrase, persoane care nu vor să își facă viața publică, da? Persoane manierate, persoane drăguțe, persoane amabile. Pentru cei născuți între 21 și 25 mai, Heruvimul Ezalel. Ezalel. Acest heruvim te ajută să păstrezi închegată familia, te ajută mai ales în cazurile de infidelitate între parteneri, te ajută să ai o memorie bună, o putere de concentrare destul de mare, îți dă forță și curaj în munca, da, pe care o prestezi. Te ajută să te împaci cu persoanele cu care ești certat, da, eu știu, cu prietenii, familie. Persoanele născute între 21 și 25 mai sunt persoane care învață cu ușurință, care sunt, nu știu, foarte comunicative, persoane care pot vorbi în public, persoane care nu au, nu știu, frică și așa mai departe. Sunt de regulă persoane pozitive, persoane care păstrează amintiri destul de frumoase, da? Să spunem așa, persoane mai norocoase. Mai ales în relațiile de cuplu și în relațiile, eu știu, cu rudele, cu prietenii. Următorul heruvim, Mebahel, pentru persoanele născute între 26 și 31 mai, te protejează mai ales de conflicte, te ajută să reușești în probleme juridice. Sunt persoane, da? Sunteți persoane care iubiți dreptatea, care iubiți legea, sunt persoane care sunt atrase de meseriile avocat, judecător, sau persoane care țin foarte mult de la adevăr, iubesc adevărul, da, și nu vor să fie mințite. În primul rând, nu vor să fie mințite. Următorul heruvim este pentru persoanele născute între 1 și 4 iunie, Hariel. Acest heruvim, acest înger divin, te ajută mai ales în spiritualitate, în clarviziune, în dezvoltarea intuiției, te ajută să fii, nu știu, mai blând, mai înțelegător cu persoanele din jurul tău. Persoanele născute între aceste date, da, și 1-4 iunie, sunt persoane care, la fel ca și cei anteriori, iubesc adevărul, nu vor să fie mințiți, le place să stea, da, și în compania persoanelor de calitate, își aleg cu grijă prietenii. Da, și sunt foarte atenți la persoanele din jurul lor. Următorul heruvim pentru cei născuți între 5 și 9 iunie este Hakamiah. Hakamiah. Da, acesta te apără atunci când pleci în călătorii. Da, de regulă, persoanele născute între aceste date sunt persoane care
doresc sau au tendința și le place, da, să călătorească, să se plimbe, să iasă din casă. De regulă, aceste persoane sunt înclinate spre meserii, da, care țin de, nu știu, de apărare, da, să spunem așa, puteți să fiți, eu știu, polițiștii, judecători, procurori, pentru cei, bineînțeles, care au avut și posibilitatea de a ajunge acolo, nu toți avem. Da, de regulă sunteți persoane sincere, loiale, cu un caracter foarte frumos, dezvoltat, pasionali, da, sinceri, de regulă în iubire. Atunci când își întemeiază o familie, țin la acea familie și merg cu acel partener sau cu acea parteneră, dacă nu până la sfârșitul vieții, mulți ani. Dragii mei, aceasta ar fost ierarhia heruviimilor. În următorul video voi vorbi despre spiritele puterii divine, despre ierarhia tronurilor, la fel în funcție de data dumneavoastră de naștere, da? Cum vă influențează și cum vă pot ajuta. Mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag la un nou video. Pe curând!